În această dimineață, echipa CS Mioveni a plecat în cantonament la Sinaia. Lotul de jucători nu este încă clarificat, mai ales că este posibil să mai fie făcute și alte transferuri până la începerea sezonului din Liga a doua. Sunt foarte mulți jucători care au venit noi. Sperăm să îi îmbinăm cât mai repede cu cei care au rămas, care sunt mai vechi. Așteptăm și câțiva jucători cu nume sau cu experiență ca să ne ajute în acest an la îndeplinirea obiectivului. Pregătirea montană se va desfășura în intervalul 11-20 iulie. Vor urma obișnuitele partide de verificare, cu ajutorul cărora antrenorul Mihai Țăianovski va ști la ce potențial a ajuns echipa. Astăzi plecăm la Sinaia, până vinerea viitoare, după care vom avea o serie de meciuri amicale în săptămânile care au mai rămas până la începerea campionatului. CS Mioveni și ACSF Cedănuț Coman vor colabora în următorii ani, lucru care nu poate fi decât benefic, mai ales că această școală de fotbal și-a arătat deja valoarea.